Ce să spun decât că o nouă întâlnire la Cafeneaua Complexității, ca de obicei, deja tema fiind bine structurată și din punctul meu de vedere esențială pentru, măcar pentru iluminarea unui aspect al utilizării complexității în forma pragmatică, îi dau cuvântul mai departe la Andy, pentru că suntem în episodul al treilea al unei teme extrem de importante, așa că orice introduce din punctul meu de vedere e inutilă. Andy, mulțumesc! Mulțumesc și eu! Astăzi o să pun oricum punct și virgulă, chiar dacă aș dori, nu mai pot continua săptămâna viitoare, pentru că mă mut cu casa și sunt în chestii de-astea cu meșterul, cu finisajele, e greu să le duc. Așa că văd cum pun eu punctul ăsta și virgulă. Vorbeam data trecută, am amintit un pic despre intenție și neuronii oglinde. Adică sistemul neuronal pe care evoluția l-a creat și cu care reușim să prevedem, să surprindem mai ușor intenția celuilalt. Pe fondul acestui mecanism este posibilă crearea empatiei tehnică. De ce? Pentru că pot să înțeleg logica stărilor celuilalt. După cum știți, există două aspecte ale empatiei. Există unul care angrenează și simpatia sau antipatia odată cu procesul empatic și este celălalt care e pur și simplu o decodificare a logicii intenționale a celelalte persoane, care se numește mind reading. Și, de exemplu, există foarte multe cazuri de psihopați care sunt excepțional în mind reading, dar nu au niciun raport afectiv cu cel pe care îl citesc. Să spunem așa. Bineînțeles că pe sistemul ăsta se formează și sistemul de alarmă față de persoană, curiozitate față de persoană. Atunci când apar semnale nedecodificabile exact, am spune stări degenerate cu limbajul mecanicii cuantice, care se născ un flux de atenție sporit. Acest flux de atenție e chiar obositor dacă persistă. Când apare o discordanță sau o ieșire din comportamentul obișnuit, automat se naște chestia asta. De exemplu, facem un mic experiment. Rog pe cineva să-mi aducă un pachet. Rog pe cineva să-mi aducă un pachet. Pachet? Da, imediat. Am spus să nu fie un experiment care sperie. Dar totuși este neobișnuit față de prezentările de până acum, ca să pun aici un ghiveș cu flori. Da? Și cred că tuturor vi s-a creat o stare de curiozitate. E o intenție bună pe care am și o să pun în practică. Astăzi este ziua Corneliei, soția lui Florin, colega noastră din Centrul pentru Studii Complexe, care a pus umărul, cum nimeni n-a putut să pună vreodată, cu toată dragostea acestui centru. Și m-am gândit cu ocazia asta să-i trimit un ghiveș și cu flori. Să nu lase pe Florin să facă experimente pentru floarea asta. Să rămână din suflet pentru mesomnia gând, o să fac o să o sun pe Cornelia. O să fie terminat, așa ceva n-am plătit până acum. Așa că este colosal. Să rămână din suflet. Așa. O să te bucure real. Și am avut ocazia să exemplific un pic și să reamintesc și tematica neuronilor oglinde. E bine, există două prejudecăți paradigmatice majore
care, mai ales pe specialiștii din domenii, încă la ora actuală îi blochează în a gândi liber. În a-și permite acel ce-ar fi dacă, care, specific cercetătorul, fără să recunoască că nu știe și să se bucure atunci când descoperă o temă nouă, că nu știe. Starea cercetătorului nu e să știe. Ea e ucisă de siluirea de către profesor care premiază că știe. Profesorul ar trebui să premieze și când descoperi că nu știe. Și chiar să dea acel premiu puternic. Deci, ea ca nu știu, e un pas de cercetare, o bucurie. Al doilea este acest ce-ar fi dacă, pe care copilul are nativ. Eu cu ce-ar fi dacă era să mor de câteva ori și să o casez rău. Adică, ce-ar fi dacă bag eu cu ele priză și ce-ar fi dacă arunc niște spirit peste cărbunii din sobă. Cam de genul ăsta. Hai, inspirii de cercetător. A fost destul de puternic, ai meu că am încercat să-l domolească. Vă dați seama. Deci, acest ce-ar fi dacă este esențial pentru cercetare. Acum, hai să vedem ce-ar fi dacă am privit antreprenoriatul nu ca o practică bazată mai mult pe studii de pe caz și pe câteva cutume transmise, ci ceva cunoștințe de piață, ci ca pe un domeniu mult mai profund, în sensul acela al întreprinderii lărgit pe care l-am dat, adică încercarea de a schimba lumea, încercarea de a schimba o situație care nu mai convine. Ori asta e o încercare pe care o avem în fiecare zi. Rămânem sub aceeași sigla și, în primul rând, vorbeam de două prejudecăți. Una e prejudecata fizicalistă, mecanicistă, care admite că natura, fizicul, materia, prin corp și prin intermediul creierului, nu pot influența mintea, că am senzații, mă speriu de tot felul de chestii, mă bucur de flori frumoase, le decodific așa, dar că, invers, mintea nu poate nemijlocit să influențeze natura. Ceea ce vedem în practica de zi cu zi că lucrul ăsta nu este adevărat, dar la nivelul gândirii fizicianului și anului de știință, e chestia asta așezată foarte puternic. Păi, de exemplu, toată știința fizică cu toată capacitatea de prevedere admite, de exemplu, cuantic, această sticlă de aici ar putea să stea acolo. Dar probabilitatea, în sfârșit, e extrem de mică, nu se poate așa ceva. Păi uite că se mută. Și asta am vrut eu. Pe disputa că am vrut eu, că am avut liber arbitru, am dreptul ăsta să măcar la atâta libertate de intervenție în lumea asta, și pe obsesia cealaltă, care este și ea o credință. Da, în fond este, în ultimă instanță, asta este o credință. Dar cealaltă credință care vine și spune, nu, totul e determinat de starea la un moment dat, din momentul anterior, a tuturor atomilor, fotonilor și obiectelor neanimate din univers. Ai vrut să faci întunare și lumină, nu? Da. Și atunci are sens la pătrat. Ideea este că toată partea de prezentare pe care am încercat-o pe linia cuantic și a lui Stab și la care o voi reveni, nu vrea în contextul acestei conferințe decât să arate că însăși fizica ajunge în impas și trebuie să recunoască chiar prin formalismul ei că mintea intervine.
La fel, aceleași prejudecăți rămânem aici. Există aceleași prejudecăți în genetică. În paradigma oficială a geneticii. Deși transcriptaza inversă ca proces. Faptul că am o învățare de către acizii nucleici din mediu a fost descoperită încă de prin anii 50 ca fenomen. Pur și simplu este ignorată. Pentru că selecția trebuie să fie operată absolut întâmplător. Nu ar exista mecanisme ca să se adapteze încă din timpul vieții ADN-ul un pic și să se transmită adaptarea, deci învățarea generațiilor următoare. Acum s-au înmulțit experimentele care arată că există și asemenea mecanisme. Adică din experiența reușită sau nereușită din viața asta, transmit chiar prin ADN urmașilor ceva. Astfel încât să echipez mai bine. Deci măresc probabilitatea de adaptare prin mecanismul ăsta. Nu este pur și simplu un joc de zar pe niște mutații genetice absolut întâmplătoare care au loc. E altfel, deci există, dacă privim la nivelul perpetuării speciilor, vedem că ar trebui să existe și acolo probabil unul, două fenomene foarte simplu de remarcat. Aparent banale. Așa cum e aparent banal că nu se treacă căldura de la un corp rece la unul cald. Și asta constituie un postulat principal al doilea al termodinamicii. Echivalent cu entropia, creștere. Alea sunt formalizări. Dar asta spune în esență principiul al doilea al termodinamicii. Deci un fapt extrem de simplu. Că niciun corp nu prea se mișcă rectiliniu și nici corpul, am spus de prima dată. Pentru că asupra lui acționează întotdeauna forțe. Iată, observați din principiul biomecanice, observați pe un fenomen direct, vizibil, destul de simplu. Așa și pe alt tip de experiență care ar fi aceea față de procesele evolutive, ar putea să existe fenomene atât de simple, cât se constituie, să ne ofere pe tavă principiul, mai că noi nu le vedem. Și nu le vedem, de ce? Avem o durată limitată de experiență de viață și la scala de viteza evoluției, nu avem spectacolul ei. Noi vedem aceea secvență dintr-un proces evolutiv, în natură, în cursul vieții. Se schimbă mult prea puțin, ca să putem vedea filmul respectiv. Iar capacitatea de a vedea, de a căpăta experiență pe procese iterate, pe procese evolutive, a început să ne dea computerul. Pentru că pe computer putem să facem modelări cu procese iterate și să asistăm, în primul rând, la spectacolul iterației. Automatele celulare. Toate modelările respective erau greu de surprins făcând de pe o foaie A4, pe altă foaie A4, calculele și desenele. Era imposibil. Prin care acea observație spusă timid de către, rostită timid de către Bejar, că lumea se evoluează ca și cum ar fi reproiectată, pusă în practică, iar proiectată, iar